sau afirma că se poate înainta în ea până unde înaintezi. Înaintezi până la moarte și a terminat. Și vine altă și înaintează până la moarte și a terminat. Moartea nu poate fi învinsă decât dacă e cineva dincolo de lume, care nu e din nimic, care e din veci, care este liber, care este iubitor. Asta e un cuvânt pe care vreau să-l adresez tinerilor. Poate exista persoana umană în afara sfințeniei și în afara Sfintei Treimi? Sfințenia este un ideal al persoanei umane. Și sfințenia vine de la Sfânta Treime. Este binele de săvârșit. Să nu fie niciun pic de rău în tine. Înaintează și unii oameni spre sfințenie, înaintând spre o stare în care nu e decât binele. Binele de săvârșit, binele perfect, binele integral. Asta e sfințenia. Deci nu poate exista sfințire până înaintarea aceasta în Dumnezeu. Iubirii de săvârșite al binelui de săvârșit. Nu poate exista sfințenie în afară de asta. Și fără sfințenie, opusul sfințenie, e nu libertatea de a face orice, libertinajul de a face orice. Libertatea e legată de răspundere pentru bine, pentru sfințenie. De aceea nu este dată libertatea. Să depărtăm de la noi ispitele care ne robesc, ispitele răului, ispitele dușmăniei, ispitele plăcerilor personale, ispitele egoismului. Și să alegem cu mare efort binele. Și bine însemnează interpersonalitate, bine însemnează să faci bine altuia, să faci bine altora, să trăiești în comuniune, să depășești egoismul. Despre asta suntem chemați și asta e aspirația cea mai nobilă noastră. Omul este făcut cu aspirația spre infinit. Ea nu poate înainta în infinit decât în bine și în sfințenie. Când cade în rău și în egoism, nu mai înaintează necăit, din potrivă să mărginește. Să vede și el dușmănit, să vede și el închis, nu mai se poate îmbrățișa cu nimeni, nu mai poate înțelege cu adevărat nimic. Aspirația omului spre infinit este aspirația spre bine, aspirația spre sfințenie, care nu e decât, nu e perfect decât în Dumnezeu. De ce tânărul nu este atras de biserică? Care sunt modalitățile de atragere a tineretului în biserică și cum trebuie călăuziți tinerii spre înțelesul profund al credinței, spre ispostaza ei jertfelnică? E datoria preoților care au harul lui Hristos să explice ce însemnează Hristos, ce însemnează biserica, care este trupul lui Hristos. Hristos a spus să fiți toți una în mine, precum eu sunt în Tatăl. El a venit pentru a ne aduna în sine, în bunătatea Lui. Bunătatea adună, răul dispersează, dezbină. Preoții sunt făcuți să proclame continuu această trebuință a oamenilor de a se aduna, de a se aduna în ea ca trupul Hristos, de a se aduna prin bine în trupul Hristos, de a se aduna prin voința de a înainta spre Dumnezeul Treimii, în Treime, de a simți pe Dumnezeu ca Tatăl, de a simți pe Fiul ca frate și împreună cu acest frate de a iubi pe Tatăl cum îl iubește acest frate și să-l iubim prin Duhul Sfânt, ca și numai Duhul ne unește, ne dă puterea să ne unim.
așa că dacă vrem să ne realizăm ca oameni, trebuie să ne adunăm în biserică. Trebuie să realizăm unitatea și unitatea nu putem realiza decât în biserică. Dar aceasta însemnează că nu numai preoții sunt datori să lupte pentru aceasta. Sunt datori să o facă și ei înșiși, fiecare care a descoperit valoarea unității în bine, în Hristos care este bine, să o facă cunoscută și să-i câștige și pe ceilalți. De ce? Sunt grupuri de secte care umblă pe străzi, umblă prin blocuri și cheamă pe oameni la gruparea lor separatistă, la gruparea lor care socotește că ei sunt perfecți și toți ce nu sunt nimic. De ce n-ar face aceasta și credincioșii biserici? Care este în mod special cea care proclamă valoarea unității tuturor. Valoarea unității tuturor în Hristos, asta e biserică. În trupul acesta se ne cinț fiecare față de ceilalți. Ca mădulare are trupului. Care ne împlinim prin ceilalți și împlinim și noi pe ceilalți de noi. Am nevoie de ceilalți, ceilalți au nevoie de mine. Altfel nu sunt om. Și realizarea cea mai deplină a acestei nevoi să facem biserică. Care ne cere să ne unim în Hristos, să ne unim în bine. După semnele timpului, trăim timpuri preapocaliptice. Cum să întâmpine tinerii aceste vremuri? Noi să ne afirmăm credința noastră că ori fi timpul dacă apocaliptice sau nu ori fi, nu știm. S-ar putea să fie pentru că omenirea a înaintat spre un fel de tehnicism nuclear care e foarte periculos. Și a înaintat spre ieșirea din credință, spre ieșirea din unitate. De aceea a înaintat spre rău, ieșirea din unitate, intrarea în rău. De ce atâtea războaie acum? S-au întins războaiele numai pe front între soldați și merg și să-și atacă omul înarmat pe alții care nu sunt de nația lui, care nu sunt de credința lui. Sunt niște forme foarte exagerate pe care le-a luat răul. Dacă să mulțesc aceste două fenomene, tehnicismul nuclear și războaie între oameni, care nu se reduc la război pe front, și merg la războiul tuturor, împotriva tuturor, atunci s-ar putea să trăim vremuri apropiate de apocalipsă. Și noi trebuie să luptăm împotriva lor prin credință și prin adunarea în Hristos. Dacă n-am reușit, însemnează că oamenii nu se lasă ademeniță de chemarea lui Hristos, atunci avem apocalipsa. Dar cel puțin pe noi să ne salvăm. Să nu ajungem în răul veșnic, în eternizarea răului, în iad. Este rugăciunea lui Iisus calea cea mai directă către Dumnezeu? Este calea cea mai directă, adică orice rugăciune e cale directă către Dumnezeu, dar rugăciunea lui Iisus, pentru că Iisus e cea mai aproape de noi. Și e o rugăciune scurtă pe care o putem repeta continuu.
dar să o repetăm gândindu-ne mereu la tot ce a însemnat Hristos pentru noi, la iubirea Lui pentru noi, la trebuința de a ne adăvăna în El, la trebuința de a ne scoate din păcat, care este nu numai despărțirea de El, ci și despărțirea de ceilalți. În ea suntem ajutați să realizăm ceea ce cere Hristos de la noi. Să-L iubim pe El, să-L imităm în jertfa Lui, să iubim pe oameni, să ne depărtăm de păcat. Păcatul care este despărțire, dezbinare de Dumnezeu și de oameni. Și poți să repeți mereu. Trebuie să te duci la oameni duhovnicești care o practică, dar ei nu spun că o practică. Că nu vreau să se laude cu o practică, dar să observ cu o practică. În orice caz, să ai mereu gândul la Hristos în tine. Să spui măcar, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, continuu. Măcar în gând, dacă nu poți spune cu fapta, că nu toți puțin sunt călugări care au vreme să facă numai rugăciunea aceasta. Oamenii sunt ocupați cu multe, dar pot avea mereu gândul la Iisus, să ai mereu gândul la Iisus și voința de a fi lângă El și voința ca El să fie lângă tine și de aceea să tragi concluzia că ai datoria de a fi și cu ceilalți, să nu fii rău față de alții, să fii bun față de alții. Care este rolul mănăstirilor în contextul actual? În mănăstiri putem avea oameni foarte domnicești. Ei sunt oameni de rugăciune continuă. Și ne ducem la El să deprindem această voință de rugăciune. Să-i vedem cum au renunțat la toate ale lumii. Ca să nu luptăm nici noi prea mult pentru cele ale lumii. Sunt cetățele de Hristos. Dacă vrem să intrăm puternic în legătură cu Hristos, să ne ducem la mănăstiri și să căutăm oameni duhovnicești, oameni care practică rugăciunea lui Iisus, sau măcar să gândesc neîncetat la Iisus. În zilele noastre, păcatul se multiplică în România, în special prin avorturi. Ce părere aveți despre aceasta? E un mare păcat. Semnează să omori un om. Omul începe să-i liniste când se concepe. El nu e numai trup o vreme. E de la început sufletul care organizează trupul. Așa cum e păcat să omori un om după ce s-a născut, tot așa este păcat să omori un om după ce l-ai conceput. Da. E cel mai mare păcat. E crimă. E crimă să omori un om. E răul dus la extrem. Mai bine să aleagă bărbatul și femeia care nu vreau să aibă copii, să aleagă abstinența, decât să conceapă copii și să-i avorteze. Bine, ne cere și un efort și până la să dezvoltă omul. Și abstinența încă cere un efort. Abstinența de la plăceri de ușoare și trecătoare. Care ne ispitesc și ne duc tot mai jos. Cum vedeți legătura dintre teologie și cultură? Mi se pare că în România intelectualii rămân mai toți departe de biserică, în special din cauza faptului că le lipsește educație religioasă. Pe de altă parte, am avut întotdeauna intelectuali care au criticat biserica și mai ales ierarhia bisericii după Revoluție. Ce părere aveți despre această situație? Biserica nu e formată numai din erași și din preoți.
Dacă biserica nu e la înălțime, înseamnă că sunt vinovați și ei ca membrii bisericii că nu fac destul pentru ridicarea bisericii. Nu stau lângă preoți, nu stau lângă erari. Trebuie să stea lângă preoți, trebuie să stea lângă erari. Trebuie să ajute pe preoți și pe erari. S-au depărtat intelectualii noștri pentru că au fost ispitiți de această cultură, așa zisă cultura Occidentului, care a dus la un separatism de Dumnezeu, cum s-a spus, și la o filozofie care nu cunoaște cât lumea aceasta. Trebuie să ne întoarcem noi, intelectualii români, la poporul nostru care a trăit în ortodoxie, care a trăit cu sentimentul că, cu simțirea, că în tainie harul necreat e prezent Hristos cu energia Lui necreată. Să mergem în biserică unde este Hristos cu energia Lui necreată. Imperfecțiuni sunt și la erar, și la preoți, și la credincioși, că toți suntem cu imperfecțiuni. Dar să nu vedem aceste imperfecțiuni, că nimeni nu e perfect. Da. Și să ajutăm să fie și ei mai, să aibă rezultate mai bune, să ia și ei pildă de la noi, ca să fie mai calzi în activitatea lor pentru Hristos. Să nu-i descurajăm, văzând că n-au rezultate prin noi. Da. Așa să știm. Ține critică și presă critică. Da. Nu-i... N-are toată seriozitatea pe care o dă responsabilitatea pentru ceilalți. Domnul să ajute. Că Dumnezeu însemnează a te reduce puțin la ceea ce poți gândi tu. Pe când în rugăciune intrăm în relație directă cu Dumnezeu și spunem tot, Doamne, dă-mi iubirea Ta, dă-mi ajutorul Tău. Doamne, te laud pe Tine. Nu te pot pricepe, dar te laud în măreția oferilor Tale. Adică a trăi mereu într-o relație directă cu Dumnezeu. Și atunci semnează a simți mai mult pe Dumnezeu. Rugăciunea are cel mai mare rol. Omul care se roagă și care se roagă cu căldură arată că trăiește cu Dumnezeu. Trăiește în relație cu Dumnezeu. Nu gândește numai asupra lui Dumnezeu, ci trăiește în relație cu Dumnezeu. Despre ortodoxie ca specific al poporului român. Am spus, ortodoxia este credința creștină așa cum este în Evanghelie. Credința unui Hristos care intră în relație cu noi și îl primim prin taine, nu ne dă numai o învățătură, cum este la catolici, de acolo de sus, cum este la protestanți, nu ne place să ținem numai discursuri, ci trăim în Hristos. Trăim în taine. Ortodoxia e singură care a păstrat credința în taine, în prezența Harului necreat în taine, în prezența lui Hristos în taine. De aceea toate rugăciunile din taine vorbesc de această legătură a omului cu Hristos și prin Hristos cu Tatălui și cu Duhul Sfânt. Prin toate cerem pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e cel care ne dă simțirea ca să-i cunoaștem iubirea între Tatăl și Duhul. E foarte important poporul nostru păstrat această sentiment al tainei care se extinde pe apoi la toate. El vede taina lui Dumnezeu în toate.
Pe lângă cele șapte taine, cele șapte taine s-a extins prin binecuvântări la toate. Când preotul binecuvântează, el știe că Dumnezeu binecuvântează. Și prin binecuvântare vine o putere de la Dumnezeu. Occidentul a laicizat natura. A făcut-o golită de Dumnezeu, fără Dumnezeu. O folosește pentru orice. De aceea a despărțit forțe de naturii și le folosește neînfrânate prin ele înșire, în armonia lor.